La Biblioteca Municipală din Nicu Golescu din municipiul Pitești a avut loc ieri seară lansarea volumului Părinții mei duhovnicești, mărturii și trăiri, scrisă de părintele ierodiacon Justinian Stoica, ucenic al părinților Arsenie Papacioc și Petroniu Tănase. Prezent la eveniment, înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a evocat, pe scurt, personalitatea celor doi părinți duhovnicești. Eu l-am cunoscut pe părinte Petroniu, părinte Justinian, când eram copil micuț la mănăstirea Sihăstria. Toți călugării care au fost dați afară cu decretul 410-1959 au venit la Sihăstria. Acolo era, cum să spun eu, regimentul sau cum vreți să spuneți, brigada sau locul de domiciliu forțat, arestați la domiciliu. Toți stareții mari din Moldova, toți duhovnici, iar Petroniu Tănase era cel din tâi acolo. Mare figură, așa cum l-ați cunoscut, așa cum l-ați descris, așa a fost de la început până la sfârșit. Da, și cu el am călătorit în aceeași mașină în 1993 când a venit în țară și am călătorit de unde am călătorit la Curtea de Argeș și pe drum tot am povestit. Cum să nu înțelegi un spirit ca lui Arsenie Papacioc? S-a fost un prinț al bucuriei duhovnicești. Ăsta puteai să fii în orice situație când așa fel te înconjura cu înțelepciunea lui și cu dragostea lui, o artă de a ridica pe om din supărare și din neputință, formidabil. Părintele Petroniu din Moldova s-a născut într-o familie de oameni săraci, într-o familie cu 8 copii. I-a crescut în frica de Dumnezeu, cu cadele aprinse, cu icoane, cu posturi, cu rugăciuni, cu spovedanii, cu împărtășanii, cu mergerea pe la mănăstiri, încât după ce a terminat școala elementară, a plecat la mănăstirea Neamțu, unde auzise că acolo există o școală de cântăreți și că poate să-i primească în mănăstire. La 14 ani a intrat pe porțile mănăstirii și ca frate de mănăstire. La finalul evenimentului, corul Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului a oferit un program de colinde.